În cazul multor feluri de mâncare, cele pregătite acasă, de foarte multe ori sau în general, um, au un gust mult mai bun, sunt mai sănătoase, știm exact ce am pus în ele, în așa fel încât, pe de o parte, să se potrivească gustului nostru și preferințelor, pe de altă parte, să conțină și nutrienții, să fie mai proaspete, să fie mai de calitate, să spunem. Ei, eu am descoperit asta la. Humus. Humusul este o mâncare, pasta aceea de năut, orientală, care mi se pare foarte gustoasă și foarte hrănitoare și care îți dă ușor o senzație de sațietate. Nu știu ce conținut calorii care sincer că nu mă pricep și nici nu m-a interesat foarte mult. Dar îl mâncam la restaurante, de obicei sunt câteva restaurante, cu specific din acesta oriental, în care această pastă de hummus era foarte bună. În schimb, dacă o cumpăram de la supermarket, de la hipermarket, gata ambalată în casoletele acelea, nu se compara gustul. Nu am înțeles de ce este această diferență, dacă o cumpăram de la restaurant era foarte bună, dacă era să o iau din supermarket, un gust fad, poate și o aromă din asta de artificial și mai departe. Mi-am mi -am făcut curaj și la un moment dat, am urmărit câteva rețete pe net și am cumpărat acasă conservă de năut, Uh, și tahini, mă rog toate ingredientele pe care le-am uh, folosit. A și ieșit o pastă extraordinară. Este foarte meticulos uh, sau mă rog durează ceva mai mult timp până uh, se pregătește această pastă pentru faptul că boabele de năut trebuie să fie fiecare în parte decojite. Și de multe ori le găsim uh, destul de mici, adică cred că există și unele un ceva mai mare, dimensiuni ceva mai mari, dar de obicei la conserve găsim acea variantă cu boabele de năut mai mici, care trebuie fiecare în parte de cojite se adaugă tahini, pasta de tahini aceea de susan uh, și, mă rog, uleiul, pătrunjel, uh, dacă îți place, usturoi, uh, boia de ardei dulce sau chiar uh, de ardeiuți, fiecare după cum uh, dorește și să dozeze ingredientele așa cum îi face plăcere. Eu nu mă refer la rețeta tradițională pentru că este clar că noi aici în România nu avem accesul uh, la un hummus așa cum îl mănâncă ei uh, acolo în țările de de origine. Dar dacă e vorba să gătim, să pregătim acasă humus, este bine să avem puțină răbdare la început. Am cumpărat și humus uscat de la un supermarket pe care l-am lăsat la înmuiat 12 ore, mă rog, măcar 6 ore, între 6 și 12 ore și l-am pregătit la fel. Trebuie să fie foarte bine fier, deci o oră jumate, două, dacă nu chiar mai mult, în funcție de câtă răbdare avem, ideal este să-l fierbem cât mai mult timp și e foarte gustos. Și am observat că nu are acea senzație de balonare, așa cum o are fasolea, fasolea boabe, mâncarea noastră tradițională românească, fasolea bătută, care seamănă cumva cu acest humus. Pentru faptul că noi nu decujim boabele acelea de, de fasole, nici nu am văzut vreo rețetă pe net sau vreun medic, să spunem, care ar recomanda așa ceva sau vreun român să știe din rețeta tradițională că boabele trebuie să fie decojite. Am tot cercetat și am văzut că nu se decojesc. O să încerc dacă e posibil să se și decojească acele bobe, dar, repet, durează ceva mai mult timp. Ce vreau să spun este că, în ciuda faptului că ne ia mai mult timp, că presupune un oarecare efort, vă spun clar, din punct de vedere financiar, suntem în câștig, dar e mult mai ieftin să gătești acasă, este și mai sănătos și în primul și în primul rând este mult mai gustos. Cel puțin în cazul meu, humusul pe care îl fac eu acasă este unul de telinș pe degete, nu se compară cu cel uh, cumpărat la casolete de prin nu știu ce uh, supermarket, te bucur că e gata făcut, nu știu exact ce pun în el, dar nu se, are nicio legătură cu gustul uh, acestei paste pe care o pregătesc eu acasă.